Reprezentativa feminină de basket a României s-a pregătit timp de 2 săptămâni la Galați. Fetele pregătite de Florin Nini au plecat apoi în Bulgaria, unde au susținut un meci de verificare pierdut cu 65-94. De acolo, naționala tricoloră s-a deplasat în Macedonia, unde a susținut o dublă în care succesele au fost împărțite. Gazdele s-au impus în primul meci cu 68-65, în timp ce elevii lui Florin Nini au câștigat al doilea meci cu 70-53. Lotul a fost completat cu veterana Anca Stoianescu. Este așteptată și Claudia Pop, care a terminat campionatul în Ecuador. România va disputa o dublă cu Ungaria, după care va reveni în Galați, unde pe 28 și 29 iunie va disputa 2 partide cu Moldova.